Este anchetă la un centru de vaccinare din România. După ce trei persoane au fost vaccinate cu serul AstraZeneca la doza a treia, deși boosterul se face în țara noastră doar cu un vaccin pe bază de ARN mesager. Vaccinarea cu alt ser față de cel folosit pentru primele doze poate fi mult mai eficientă, susține Agenția Europeană a Medicamentului. Un studiu publicat în Statele Unite săptămâna trecută arăta că persoanele care fac vaccinuri ce folosesc tehnologia clasică par să fie mai bine protejate dacă fac doza booster cu un vaccin care utilizează tehnologia Mesager, adică Pfizer sau Moderna. Este vorba despre un centru de vaccinare din Neamț, iar un alt caz identic a fost descoperit și în Brașov. Se pare că cele trei persoane ar fi cerut să li se injecteze serul AstraZeneca, iar cadrele medicale i-au imunizat fără să le spună că momentan în țara noastră, pentru doza a treia este folosit serul de la Pfizer sau cel de la Moderna.